Salut, numele meu este Teodor Urac și în videoclipul de astăzi o să vă spun părerea mea după ce am folosit Windows 11 pentru aproximativ o lună de zile și o să vă spun dacă o să trec înapoi la Windows 10 și toate problemele care mi-au apărut în cale și dacă vă recomand și vouă, bineînțeles, să păstrați Windows 11 în continuare pe PC-ul vostru. Și în primul rând, vedeți aici pe ecran, avem o eroare mică de la Microsoft OneDrive sau whatever ce eroare asta. Tot timpul mi-apare eroarea asta, mai multe de fapt, unele foarte mici, care nu se consideră, dar foarte mici, micuțe, și asta e foarte ușor. Poți să o închizi sau să dai fix this. Dar problema este că mi-apare de fiecare dată. Și a doua problemă, o să le numerez câteva dintre ele. A doua problemă este că PC-ul se deschide foarte, foarte greu. La prima versiune, deci aceasta este versiunea a treia din Windows 11. La prima versiune parcă se mișca mai bine. La versiunea asta, a treia, așa, o să vă pun undeva pe ecran versiunea pe care o am instalat acum. Dar ce să pun pe ecran? O să vă arăt aici. O să vă arăt versiunea instalată. Este aici în Start. O să dăm System și o să vă arăt ce versiune este aceasta. Up, în jos și Windows 22.0.0.100. Deci este ultima versiune din perioada asta în care filmăm noi. Și se deschide foarte, foarte greu. Am observat că ultima versiune a durat acum, chiar acum când am pornit PC-ul, a durat aproximativ 1 minut și 46 să se încarce toate chestiile. Bineînțeles, laptopul este un pic mai vechi, dar pe PC-ul meu principal am Windows 10 și funcționează mult mai bine. Deci în aproximativ 13 secunde, maxim 13 secunde, laptopul este deschis și gata de folosire. Pe când aici, foarte mult probabil, o să vă afișez acum pe ecran, să v-am afișat deja, cât de repede s-a pornit Windows 11. Și o să ștergem un fișier aici, să vedeți, deci am dat click și a durat, nu pot zice că a durat foarte, foarte mult, dar durează, pe când la Windows 10, doar bam, bam, ai dat click și asta a fost. Deci, după cum v-am spus, prima versiune a funcționat mult mai bine. Dacă aveți prima versiune de Windows, vă recomand să o folosiți în continuare. Bineînțeles, avem mai multe chestii noi la noile versiuni de Windows, dar par să fie mai buggy, așa, mai încete. Mai încete. Așa, și a treia chestie, pentru că Windows 11 nu este încă terminat nu a fost lansat oficial, adică pentru toată lumea să o descarce, doar cei din Dev Channel pot să descarce Windows 11 momentan. De asta este mai bine, dacă l-ați instalat și îl aveți pe PC-ul vostru principal, este mai bine să-l dezinstalați, să vă duceți înapoi la Windows 10 și să mai așteptați puțin. Deci, după cum v-am spus, se mișcă cât de cât greluț ultima versiune de... după cum puteți vedea așa aici, durează câteva milisecunde, pot să zic, nu este foarte mult și câteodată mai pun o aplicație, îi dau pin în taskbar aici jos. Și când, după ce îi dau restart, la câteva ore sau la a doua zi sau a treia zi, depinde când deschid PC-ul cu Windows 11, câteodată nu găsesc aplicația acolo, deci se mută de aici înapoi acolo. Deci acesta este încă un bug pe care nu vă doresc să îl întâmpinați. Așa, o să deschidem, o să creăm un folder, să vedem ce se întâmplă. Dacă creăm un folder, n-a durat foarte mult, dar... Dar totuși, ok, am în vedere că laptopul este vechi, laptopul este un Lenovo G5045, un laptop din 2016, da, am instalat Windows
11 pe un laptop foarte vechi, fără TPM și fără toate astea. Dacă vreți să vedeți videoclipul, este undeva acolo, în dreapta sau în stânga, cred că e acolo sus. Așa. Și da, dacă vreți să vedeți videoclipul acela, îl vedea acolo sus sau în descrierea de mai jos. Eu încerc acum să găsesc încă câteva greșeli care mi-au apărut și mie și care le-am uitat. Treaba cu search bar-ul funcționează? Nu. Search bar-ul, când îl deschizi și vrei să cauți ceva în search bar, dai un click. Nu. Stai, câteodată funcționează, câteodată nu funcționează. Deci, ok. Deschizi Windows și te duci sus în search bar și o să observați că nu funcționează search bar-ul de aici de sus, se deschide alt search bar. Și asta. Ați văzut? Nu se deschide foarte greu, dar e chestia că practic ăsta e aici doar de estetică, nu funcționează practic. Se deschide alt search bar și aici poți căuta ce vrei tu, un fișier, whatever. Așa. Și durează foarte mult. Deci este foarte încet și de aceea am decis să nu mai folosesc Windows 11 și o să vă arăt în videoclipul următor, deci o să mai fac un videoclip pentru că acesta va fi foarte, foarte lung. O să fac un videoclip cum să te duci înapoi la Windows 10 de pe un calculator care are Windows 11. Da, aceasta a fost părerea mea, deci am întâlnit multe bug-uri și nu vreau să mai folosesc Windows 11. Nu că nu-mi place, îmi place mai ales designul, a apărut nou aici chestiile astea, meniul jos îmi place foarte mult și notificările în partea dreaptă îmi plac mai mult decât înainte și totul arată un pic mai polish, mai frumos, mai inovativ, mai nou, să zic așa. Așa, folderele noi, iconițele toate noi, arată mult, mult mai bine, dar deocamdată nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Deci, în prima versiune, v-am spus, mi s-a părut că funcționează bam, 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 super rapid, foarte, foarte repede. Cam acesta a fost videoclipul. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii voi ce veți face sau ce ați făcut deja. Voi sunteți la Windows 11 sau la Windows 10? Chiar sunt curios să-mi spuneți ce versiune de Windows folosiți și cum vi se pare. E ok la voi? Are bug-uri? Multe, puține? Toate astea care le-am menționat eu? Dacă da, nu, lasă un like, abonează-te și până data viitoare. Peace!